Am citit acest text care a, este potrivit și în contextul acesta al cinei Domnului, pentru că vorbește despre planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu de la începutul istoriei, dacă vreți. A, planul lui Dumnezeu, în ceea ce privește partea finală a istoriei, este amintit aici, în scriptură și. A, în planul acesta lui Dumnezeu, dacă veți așa ca un fi roșu, am văzut ceva deosebit și anume harul acesta pe care Dumnezeu l-a rânduit și l-a avut în vedere pentru fiecare dintre noi. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc chiar de la începuturi, a fost un har pe care Dumnezeu l-a arătat față de omenire. Dacă Adam și cu Eva au păcătuit și în urma păcatului lor a ajuns moartea să stăpânească lumea, a ajuns neputința, a ajuns suferința, a ajuns durerea de toate felurile și la toate domeniile activității. Dumnezeu a venit și a adus o soluție, chiar dacă este o soluție, am spune noi, nu desăvârșită, așa cum prezintă scriptura în ceea ce privește legământul acesta al doilea, pe care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea. Dar a dus o soluție pentru ca omul, și am vorbit așa de frumos, versetul 1 spune așa, legământul din avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. Vedeți, Dumnezeu a pregătit și a dorit pentru oameni ca oamenii să se închine înaintea Lui, și acesta, dacă vreți, este scopul cu care Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi. Pentru că în închinarea noastră, dincolo de adorarea pe care o aducem, dincolo de recunoașterea pe care o facem, dincolo, dacă vreți, de lucruri pe care le aducem înaintea Lui ca și ofrande. Și acum acestea diferă în istorie, dacă ne uităm cu începuturi și cu ceea ce este astăzi. În închinare, omul are ocazia aceasta și are harul acesta de a intra în prezența lui Dumnezeu. Și prin închinare, Dumnezeu este cel care vine și se atinge de om și omul ajunge să fie schimbat, să fie transformat. Nu știu dacă mai țineți minte, când am vorbit despre închinarea adevărată care Dumnezeu dorește să fie în viețile noastre, una dintre caracteristicile care am pus acolo a fost că închinarea te schimbă și dacă închinarea nu te schimbă după cum Dumnezeu vrea, atunci tu trebuie să schimbi închinarea. Pentru că înseamnă că închinarea aceasta nu este o închinare reală, nu este o închinare care Dumnezeu o dorește. Și Dumnezeu a avut în vedere ca omul, chiar dacă a păcătuit, chiar dacă omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, chiar dacă omul a rupt legătura cu Dumnezeu, Dumnezeu știa că dacă el nu mai are contact și dacă nu mai intră în contact cu Dumnezeu, este cu neputință ca omul să poată să fie schimbat, ca omul să poată să fie transformat, ca omul să poată să fie înnoit, ca omul să poată să fie educat, învățat. Pentru că vine aici așa de frumos autorul episodului către vei și pune aceste două legăminte, dacă vreți așa, arătând într-un paralelism asemănările dintre ele. Și spune și ceva, la legământul dintre ei trebuia un loc Trebuia acolo un locul acesta să fie, și spune așa de frumos, un loc în care era un sfânt, un loc în care era prea sfânt și erau despărțite acestea. Uite, acolo trebuia să intre un mare, un mare preot odată pe an, trebuia să intre preoții doar în, în prima parte a acestui cort și în partea de-a doua, a intra marele preot doar odată pe an. Acolo trebuia să se facă un ritual în care jerfele care se aduceau sângele care se vărsa și prețul care era plătit acolo trebuiau să se sfințească lucrurile. Și în felul acesta omul reușea ca să intre în prezența lui Dumnezeu, pentru ca ceea ce Dumnezeu avea în vedere pentru el să poată să afecteze, să poată să schimbe ființa lui. Ascultați ce frumos vorbea și cuvântul Domnului și spune așa, ele, adică toate lucrurile care le-a pus Dumnezeu și care au fost scrise pentru poporul Israel, erau doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felul de spălătorii, până la o vreme de îndreptare. Cu alte cuvinte, lucrul acesta, toate aveau rolul acesta de a îți îndrepta privirea înspre ceva, de a te duce înspre ceva. De ce credeți că Dumnezeu, de exemplu, i-a poruncit poporului Israel când se închină înaintea lui să-și ia haine și să-și acopere goliciunea. Le spunea când preoții vor intra și vor urca pe trepte, zice, înaintea altarului, zice, să-și ia izmene, să nu ne se descopere goliciunea. Ce credeți? Dumnezeu ne vede pe noi așa cum suntem cu haine, cu cravată, cu cămașă, cu... Sau vede Dumnezeu ființa aceea care noi adesea o trecem așa, fără să o analizăm și fără să o observăm cu atenție. Ce contează înaintea lui Dumnezeu? Hainele pe care noi le purtăm pentru El, a spus Dumnezeu preoților să-și ia izmene. Sau pentru ei. Dar dacă lucrul acesta Dumnezeu l-a poruncit pentru ei, de ce? Cu ce scop să ne pună Dumnezeu tot felul de restricții? să venim la închinare și când suntem în prezența Lui, când ne rugăm să avem capul acoperit, când bărbații se roagă să ridice mâini curate către ceruri, de, de ce să ne pună Dumnezeu tot felul de astfel de restricții? Se potignește în ținuta noastră? Se potignește în felul în care noi, nu știu, ne raportăm sau ne închinăm înaintea Lui? Sau toate aceste lucruri sunt pentru noi. Vedeți? Dacă Dumnezeu după căderea în păcat ar fi venit și ar fi adus foarte repede soluția. Ce credeți, omenirea, poporul Israel, ar fi înțeles lucrurile? Haideți să ne uităm puțin în istoria Lui. Vine Dumnezeu și spune așa: Știi ceva, când îl scoate poporul Israel din Egipt, îi spune, tu trebuie să fii foarte atent pentru că tu ești un popor deosebit de toate celelalte popoare din lumea aceasta. Tu trebuie să fii atent pentru că tu ești un, un popor care trebuie să mă reprezinți. Tu trebuie să fii atent pentru că tu trebuie să fii un popor care, în închinarea ta, tu trebuie să vorbești despre un Dumnezeu și toate popoarele când se vor uita la tine vor trebui să recunoască că ești un popor deosebit, un popor pus deoparte. Deuteronomul, capitolul 4, vorbește despre lucrul acesta, Deuteronomul, capitolul 11. Lucruri care sunt cunoscute pentru noi. Întrebarea mea este, a făcut Israel lucrul acesta? Sunt texte în Scriptură, de exemplu, citim în judecători. În vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce plăcea, ce vroia. Sunt texte în Scriptură în care spune așa, și pe vremea judecătorului poporul a slujit Domnului. Și a murit judecătorul și poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Spune cuvântul Lui Dumnezeu așa, în vremea lui Iosua și a bătrânilor care au urmat după el, poporul a fost aproape de Dumnezeu, a iubit pe Dumnezeu. Dar după moartea lor, poporul, spune Scriptura, că s-a ridicat o altă generație care nu cunoștea pe Domnul. Și a început idolatria. Și vine Dumnezeu și le spune și ceva, dacă voi, pentru că în momentul în care au intrat în țara Cananului, le-a pus Dumnezeu înainte și binecuvântarea și blestemul și viața și moartea și a spus, voi trebuie să alegeți. Și ei au ales, și când vorbește despre idolatrie, acolo aduce Dumnezeu niște și spune, dacă nu vă pocăiți de șapte ori mai mult, de șapte ori mai mult, de șapte ori mai mulți, știți când s-au vindecat și când a înțeles poporul Israel ce înseamnă idolatria și ce înseamnă să ai un singur Dumnezeu? Abia după prima robie în care i-au fost duși. Dacă vă uitați în istorie, veți vedea că după ce poporul Israel s-a întors din robia babiloniană, el nu se mai închină altor Dumnezei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a vindecat de problema aceasta a idolatriei. Și stau așa și mă gândesc, Doamne, dar oare chiar așa de mult timp să fie nevoie ca să învețe poporul tău anumite lecții? N-ai putut să înveți în, nu știu, două luni, într-un mod intensiv. Sau să într-un an, Doamne, și să rezolv cu ei problema aceasta și apoi să nu mai fie problema de idolatrie. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că timpul în care poporul Israel a învățat a fost un timp foarte îndelungat. Oare noi ca și popor lui Dumnezeu, care facem parte din legământul al doilea și care vorbește așa de frumos Scriptura aici, în capitolul acesta care l-am citit, că, că aduce asemănă și spune, știți ceva, un cort a fost în primul legământ, să știi că este un cort și în al doilea legământ. Cortul primul nu a fost făcut așa după mintea lui Moise și după uh, ideile lui și după principiile lui, ci a fost după imaginea cortului acela ceresc, care el a văzut undeva. Dar harul despre care vorbește Scriptura în legământul acest al doilea, este că noi trebuia să intrăm acolo în Sfinta Sfintelor, unde este Dumnezeu, și unde nu putea să intre numai preotul o dată pe an. Și spune Scriptura, Duh Sfânt a arătat că drumul e închis, nu poți să mergi. Știți care este harul pentru noi toți cei care astăzi beneficiem de cel de legământ? Că drumul înspre Sfânta Sfintelor este deschis pentru fiecare dintre noi. Ai ocazia să stă, am ocazia astăzi eu, are ocazia să orice ființă care crede în Domnul Isus Hristos, să intre în prezența lui Dumnezeu. Dacă la primul legământ era vorba că trebuie să fie acolo un preot, un mare preot care să aducă jertfă primată pentru el, să se curățească, să sfințească el și apoi trebuia să aducă pentru norod, și la uh, cel de-al doilea legământ trebuia acolo să fie un mare preot. Dacă la primul legământ trebuia să fie o jertfă acolo, atunci trebuia să fie și la uh, cel de-al doilea legământ. Dar ascultați harul deosebit care este la cel de-al doilea legământ. În uh, Evrei, în capitolul 7, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu în felul următor. Haideți să citim începând cu uh, versetul 20. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jur jurământ, pe căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, că, -i, că -i, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururi. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Adică, ceea ce spune autorul Sii, au fost anumite lacune în ce privește primul legământ. Acolo trebuia să fie un preot, acolo trebuia să fie o jerfă. Și problema era că preoții aceștia treceau, mureau, erau oameni trecători, erau oameni care nu puteai să vorbești că trăiesc o mie de ani sau trăiesc o veșnicie. Și așa trebuia să facă lucrarea lui Dumnezeu și trebuia ca să curățească poporul, trebuia să se curățească pe ei. Oamenii aceștia trebuiau ca să prezinte și să reprezinte pe Dumnezeu acolo în mijlocul poporului și trebuiau să dea anumite edicte, anumite legi care rămâneau în picioare. Dar știți ce este foarte interesant? De exemplu, și în ceea ce privește pe diapsa, era valabilă cât timp trăia marele preot. În numeri, în capitolul 35, la versetul 25, vorbește acolo despre cetățile de scăpare și spune dacă se va întâmpla ca cineva să păcătuiască omorând pe cineva fără voie. Zice să fugă acolo într-o cetate, acolo din să stea, va fi protejat și omul acela să rămână acolo până când moare marele preot. Cu alte cuvinte, viața lui era legată de moartea marelui preot. Dacă murea preotul, el continua să trăiască mai departe. Și se punea niște condiții acolo, spunea să nu iasă, din cetate. După ce moare marele preot, ce poate să iasă din cetate, să plece înapoi la locul lui. Și ispășirea lui, chiar dacă nu a vrut, chiar dacă n-a fost un păcat intenționat, Și vine autorul epistolei peste către vezi și spune, știți ceva? În legământul din tâi au fost anumite neajunsuri. Jefa care se aducea trebuia să se repete, să se repete, pentru că cel care o aducea era uh, un om nedesăvârșit. Apoi, cei pentru care aducea această lege, această jertfă? Erau oameni supuși slăbiciunilor, păcatelor. Și se făcea prima dată sfințirea lui, a preotului, se făcea după aceea sfințirea poporului, se aducea și se închina înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu era cel care certifica dacă sfințirea preotului și a poporului a fost primită din Dumnezeu. Știți aceste lucruri? Dacă intra marele preot în Sfânta Sfintelor și nu mai ieșa, acei clopoței care îi avea pus pe haină nu mai sunau. Era un semn că Dumnezeu n-a primit jefa și cel care a intrat acolo a încheiat-o cu viața. Și avea legat o funie de picior și trebuia scos afară, că nu putea intra nimeni după el. Și spunea, asta era sistemul și era o problemă. Pentru că jertfele trebuia să continue și să continue. Pentru că cei care sujau acolo nu erau desăvârșiți. Dar ascultați, Harul, care mi l-a făcut Dumnezeu, fiecare dintre noi, faptul că a deschis uh, drumul este doar primul pas. Cel care a dus Jerfa uh, împreună cu uh, Jerfa sunt una. Așa spune scriptura. Dar Hristos a venit ca mare preot. Adică el a fost cel care a luat Jerfa și a dus-o. Al bunurilor viitoare a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâine, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul pra sfânt, nu cu sânge de țap și de vicei, ci cu însuși sângele său, adică cu jerfa. A deschis drumul. Apoi, jerfa și marele preot este o jerfă desăvârșită prin faptul că cel care a dus aceasta este desăvârșit. Cel care a făcut lucrul acesta este veșnic. Așa de frumos vorbește Scriptura și ascultați ce frumos spune. Că Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratul locaj de închinare, ce a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și El stă înaintea lui Dumnezeu pentru mine ca și generația anului 2021. Și dacă lumea mai ține, Dumnezeu va rămâne acolo în cer și Domnul Iisus Hristos va sta acolo înaintea Lui Dumnezeu pentru generația care va urma. Domnul Iisus Hristos a stat acolo înaintea Lui Dumnezeu pentru generația care a trecut și va face lucrul acesta până când, dacă vreți, istoria lumii se va încheia. Și spune autorul pisă către vei, vedeți ce important este legământul acesta al doilea. Vedeți ce valoare are. Dacă legământul din tâi a trebuit să fie stropit, a trebuit să fie pecetluit cu sânge, și legământul al doilea, tot cu sânge este pecetluit. Este un lucru deosebit care l-am înțeles din Scriptură și vreau să-l amintesc. În Romani, vorbește acolo cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 6, și spune așa de frumos, Dumnezeu despre tot ceea ce înseamnă partea aceasta a botezului, despre modul în care lucrurile trebuie văzute. Și ascultați ce frumos spune de la versetul 3 în jos. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos am înviat din morți. Prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru că trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului, că și cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat, toată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și textul continuă. Când vine vorba despre partea aceasta de botez, noi spunem că în botez, noi mărturisim că am murit împreună cu Hristos. În botez, noi mărturisim că am murit și că am fost îngropați, după cum Hristos a fost îngropat și pe urmă înviem. Și înviem la o viață nouă, o viață pe care trebuie să o trăim așa cum Hristos a trăit-o pentru Dumnezeu. Dar este ceva deosebit în viața Domnului Iisus Hristos, în istorie, care mi-am pus un semn de întrebare, dacă jertfa din calvar este momentul în care Hristos a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, pentru ce a mai fost nevoie ca El să se boteze? Pentru că El era fără păcat. El s-a botezat. Vedeți, când vine vorba despre un legământ, printre altele, acolo trebuie să fie niște clauze, trebuie să fie niște martori și să face legământul uh, prin pecetuire, cu sânge și așa mai departe. Cunoaștem lucrurile acestea. Legământul al doilea, spuneți-mi, când a fost scris legământul din Tăi? Oruncile în ceea ce privește neprihănirea, în ceea ce privește sfințirea, în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu au fost date uh, atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt și s-a dus acolo la muntele lui Dumnezeu, la Sinai, unde a primit poruncile, unde a primit legământul. Dar legământul de-al doilea, clauzele, beneficiile, cine sunt cei care intră în legământ, ce există, dacă veți, ca și beneficii în legământul acesta, când a fost scris? Când a început Domnul Isus Hristos să schie legământul al doilea? Spune Scriptura așa, după ce a fost botezat în Iordanie, Ioan a ieșit, a mers în pustie, a fost ispitit de diavolul și când s-a întors, știți ce am început să spună? Pocăiți-vă că ți împărăția cerilor este și de atunci și până la calvar. Toată legea vechi testamentală, eu n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. S-a spus să nu furi, să nu minți. Dar eu vă spun, și-a mai adăugat ceva, aceasta ce-a fost? Auză, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun, voi trebuie să iubiți pe cei ce vă urăsc, voi trebuie să iubiți pe vrăjmașii voștri. Erau toate acestea în legământul din tâi? Semnificația a tot ceea ce înseamnă partea aceasta de cruce, a tot ceea ce sărbătorim noi astăzi au fost trasate, puse, așa cum le cunoaștem noi astăzi, în legământul din tâi sau au fost trasate în perioada în care Domnul Iisus Hristos, după ce a ieșit din apa botezului și până la crucificare, când a dat Domnul Iisus Hristos uh, cinei pascale semnificația aceasta de cina a Domnului, care să spună, știi, aici este vorba despre trupul meu, aici este vorba despre sângele meu. În toată perioada aceasta în care a fost scris legământul celor de-al doilea, botezul Domnului Iisus Hristos, dacă veți, marchează începutul sfârșitului legământului din tâi. Și moartea Domnului Iisus Hristos, prin moartea Lui, a trebuit să pecetulească legământul cel de-al doilea care s-a încheiat. Legământul care a venit și l a spus, uite, despre asta e vorba. Așa de frumos uh, vorbește scriptura, și așa de frumos uh, spune despre Domnul Isus Hristos. Vreau să vă citesc uh, lucrul acesta. Versetul 22, pentru că este un beneficiu extraordinar de mare pentru fiecare dintre noi. Versetul 22 spune așa, prin chiar faptul acesta el s-a făcut chezașul un legământ mai bun tot ceea ce înseamnă legământul al doilea, n-are de-a face nici cu neprihănirea ta, n-are de-a face nici cu mintea ta, n-are de-a face nici cu mintea mea, n-are de-a face nici cu modul în care văd eu lucrurile, nici cu principiile mele. Vesetul 15 din capitolul acesta, și mai sunt și alte vesete, spune așa, tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou, dar am ținut să citesc versetul din capitolul 7, versetul 22. Pentru că acolo, dacă vreți, lucrurile sunt puse mai pronunțat. Să te pui chezaș înseamnă să te pui garant. Ori de câte ori stăm la cina Domnului, noi mărturisim că este unul care s-a pus garant pentru noi. Și asta e un hard deosebit. Eu rămân în picioare. Eu sunt curățat, sunt spălat. Pentru că nu a venit un uh, mare preot care mai are de trăit un an, doi, cinci și pe urmă moare. Nu a venit un mare preot care uh, auzi, trebuie să meargă și înaintea lui Dumnezeu și să-și ceară și el iertare, să meargă și el cu berbecul că și el păcătuiește că eu om. A venit cel care este veșnic și s-a dus cu sângele său și a făcut stropirea în locașurile cerești. Și a făcut curățire acolo. Și el a venit și s-a pus garantul pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, în sângele meu îți curățiți în sângele meu îți salbiți, în sângele meu să scumpărați, în sângele meu îți salvați, în sângele meu să mântuiți. Nu este acest un har? Să stau la masă cu Domnul și -o să spun, Doamne, îți mulțumesc că pot să stau înaintea ta și sunt în picioare. Nu pentru că am avut noroc, nu pentru că am fost eu mai înțelept decât alții, ci pentru că tu ești cel care te-ai pus garant pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Ești cel care mijlocești un legământ nou. Ce asta înseamnă? Mijlocești un legământ nou, adică este garanția că legământul acesta nou, este un legământ desăvârșit. Așa de frumos uh, vorbea cuvântul Mizeu în versetul 9 și spune așa. Aceasta era o asemănare pentru vremea de acum când se aduc daruri și gerfe care nu pot duce pe cer ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Da, legământul din tâi a fost bun. Pentru că legământul din tâi plătea prețul care cerea Dumnezeu și prețul acesta era moartea. Dar era o desăvârșire, uitați-vă în tot Vechiul Testament și veți vedea că Dumnezeu nu pune accentul pe lucrurile de la nivelul minții. Nu că Dumnezeu nu are aceleași pretenții. Pentru că, de exemplu, în Maleah, în capitolul 2, în ceea ce privește căsătoria, spune, știi, eu am fost martor acolo când tu, ai, când tu ai făcut promisiune, când tu ai făcut legământul cu soția din tinerețea ta. Și spune, luați seama, dar în mintea voastră, dar de ce nu vine Dumnezeu și să le spună des? Pentru că la legământul din tâi, soluția care a dus-o, nu avea în vedere, nu putea să atingă partea aceasta de desăvârșire care era cerută la nivel de minte, de cuget. Pe când la legământul al doilea, datorită faptului că Zefa, că marele preot, era desăvârșit Dumnezeu a putut să vină și să pretinde lucrul acesta și să aducă și soluția pentru ca să putem să ținem lucrul acesta. Este foarte ușor tu numai să pretinzi, să spui, auzi, mintea ta, dar dacă nu-i dai soluția, și tocmai aici este soluția, spune, Hristos este garant, garantul pentru mine, este garantul pentru fiecare dintre noi. Este harul acesta deosebit. Să poți să stai la masă nu-mi vre a ta, nu-mi vre nicia mea să stau în vrednicia celui care a murit la Golgota, care m-a desăvârșit pe mine și te-a desăvârșit pe Dumneata. Și lucrul acesta este valabil nu numai pentru mine, nu numai pentru Dumneata, numai pentru noi care astăzi suntem aici. Lucrul acesta rămâne valabil pentru toate vremurile care vor veni. Că vor fi ele ușoare, că vor fi ele grele. Atâta timp cât jertfa Domnului Iisus Hristos rămâne în picioare. Și ascultați-mă, ea nu mai are valabilitate în felul acesta atunci când istoria lumii se va încheia. Atunci când lucrurile se vor termina, până atunci jertfa Domnului Iisus Hristos va rămâne în picioare și va rămâne cu valabilitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să înțelegem harul acesta deosebit. Și nu numai să-l înțelegem, e prea puțin în fața mea. Să alergăm și să beneficiem de el ori de câte ori este nevoie. Ori de câte ori este nevoie. Ascultă-mă, ți-ai murdărit Aina. Nu mai trebuie să stai la rând, să fii cu animalul de sacrificiu. Nu mai trebuie să călătorești și să te duci dintr-un loc în altul. Și să-ți prea departe Ierusalimul, nu ajung până acolo. Vine vremea, vine ceasul și așa e venit, spune Domnul Iisus Hristos. În închinători adevărat se vor ruga, se vor închina Domnului unde? În duș și în adevăr. E așa de aproape jertfa aceasta de fiecare dintre noi. Doamne, m-am murdărit, m-am spălat în sângele Tău. Domne, m-am întinat la nivel de cuget îți mulțumesc că ești așa de aproape de mine. Doamne, nu trebuie să călătoresc, nu trebuie să, nu știu, nenorocesc hainele în coate și în genunchi, să curgă puțin sânge, ca să se vadă și eu că m-am și că trebuie să plătesc un preț. Ai plătit tu prețul la Golgota și valabil și astăzi. Doamne, ai murit tu la Golgota, chiar dacă a fost în urmă cu mii de ani. Și acela sânge care s a vărsat acolo are valabilitate și astăzi și pentru mine, și pentru tine are valabilitatea astăzi pentru fiecare dintre toți cei care își doresc să fie curățați, să fie să albiți. Asta e un har deosebit pe care îl avem din partea Lui Dumnezeu. Și de câte ori noi stăm la masa Domnului, noi rostim și vorbim despre acest legământ, despre acest har pe care Dumnezeu nu l a făcut. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui veci.